Diana Turtureanu s-a născut pe 27 iunie 1991 în satul Chișcărene, raionul Sângerei. Își face studiile la Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, iar mai apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Cât aș vrea să pot să aleg mereu drumul bun, oricât de greu, nu-mi pasă, eu pot să aștept. Vreau să am steaua mea, vreau să ajung la ea. Se căsătorește cu campionul mondial la judo, Sergiu Oșlobanu. Cei doi divorțează ulterior. Este mamă a doi copii, Eva și Damir. În 2018 devine membră a trupei Elvis Band. Azi la Istoriile Gloriei, o artistă care a știut de la o vârstă fragedă că muzica e ceea ce își dorește să facă în viață. O femeie care știe să trăiască intens așa cum îi place, fără să se arunce în goana după succes, Tatiana Turtureanu. Tatiana, bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă bucur tare mult că ești aici și mai ales în această perioadă. Îmi dau seama că este dificil pentru tine. Din ce motiv zic că e dificil în această perioadă? Ai mult de lucru, foarte mult. Da, așa e. Dar așa te las pe tine. Hai de scrie, cum e această perioadă pentru tine? Eu îți mulțumesc pentru invitație. Știam că o să fie destul de complicat. Dar ținând cont de faptul că te respect și te urmăresc și te admir, n-aveam cum să refuz invitația ta. Vai, mulțumesc! Mulțumesc tare mult! După vocea mea, cred că e de înțeles cu ce sunt ocupată acum, pentru că suntem în evenimente. Practic, cântăm zilnic câte 5, 6, 7 nunți consecutiv. Deci, o săptămână are 7 zile. Exact. De luni până luni. Da. Probabil îmi dau seama că mirii și miresele noastre acum sunt cumva în panică că ar putea urma un nou val și o altă pandemie și alte restricții. De aceea se fac nunți și luni și marți și așa mai departe. Mai sus te-am rugat să descrii perioada, e clar, e intens, dar acum te rog să te descrii pe tine. Uite, într-o frază, pentru cei care te privesc. O să zic ce mi-a venit prima în gând. Ce mi-a venit, un om tare iubitor de viață. Eu tare iubesc tot ce se întâmplă, și rele, și bune, și frumoase, și mai puțin frumoase. Asta sunt eu, plină de viață și care, om care tot timpul vede partea frumoasă a lucrurilor. Și tu vii din Chișcăreni, Sângerei. Exact. Ai copilărit acolo, așa, alături de două surori. Da. Ești unica care cântă în familie? Nu. Cântăm toți. Bun, prima oară am auzit pe mama cântând. O cânta doar că-i din plăcere cânta. Nu a fost interpretă sau ceva de genul. Tatăl meu are calități vocale foarte bune. Asta auzeam de obicei la petreceri cu frații săi. De obicei au tradiția să cânte după petreceri de familie, tot felul de sărbători. Și surorile mele cântă la fel, cântă foarte bine. Cea mică, un mică că a făcut 18 ani anul ăsta, dar tot mică rămâne, a fost și pe la Vocea României și la tot felul de festivaluri, are o voce foarte bună. Și cea mijlocie, cu toate că cânta la fel de bine, a ales să picteze și o face minunat. Cumva noi toate suntem foarte, foarte creative. Aveți artă în sânge, exact, de acasă. Nu știu cum, de unde, dar până la urmă... Numai tu faci bani din asta. Îți câștigi pâinea din muzică. Deocamdată da, deși și sora mea, fiindcă studiază acum la Colegiul de Muzică, a mai început și ea să mai prindă niște... Aha, deci urmează. Da, îți deși pe urme. Sfatul meu, nu... Sincer, să fiu, nu tare aș... Mi-ar plăcea. Și nu tare susține asta, dar... Nu tare susține asta pentru că? E greu? Păi pentru că nu, prefer să...
Știi, aici tot moneda are două părți și eu tot timpul am luptat așa între două momente, gen că sunt oameni foarte talentați la noi, cu voci foarte bune și și foarte creativi și foarte care au și artistism și absolut tot ca să ajungă undeva, să facă artă, să fie nu că cunoscuți, dar cumva să educe publicul prin muzica lor. Nu pot să zic calitativă, dar care are un mesaj exact, puternic, care să mai scuture din praful de pe cultura muzicală a țării noastre. Și de foarte multe ori îi întâlnim în cealaltă parte, la nunț. Și invers. Deși sunt cazuri unde totuși persoane și cu talent și cu creativitate ajung acolo unde trebuie să fie. Doar că asta necesită muncă, necesită anumite jertfe și sacrificii. Cum îmi spunea mie cineva, că în cazul în care tu vrei să treci de pe malul acela cu evenimente nunți pe partea asta-altă, trebuie să te dezici categoric de tot felul de evenimente private și să-ți dedici un an, doi, cinci, cât o fi, ca să ajungi să faci altceva. Și asta e un moment așa mai complicat, pentru că e mult aici de vorbit. Tu chiar că știi. Eu înțeleg despre ce spui, înțeleg foarte bine, dar uite, tu cânti de la 16 ani la nunți și cumătrii, deci la petreceri exact. Private cânti da. De multă vreme. Da. Ai atâta practică, deci să cânti live pentru tine e cum altcineva ar merge pe jos, da? E ceva da. Firesc. Da, da. Și cumva numele tău încă este un nume nou pentru publicul larg. Dacă este, să vorbim despre publicul larg. Da, este. Și nu pot să zic că nu faci sacrificii. Nu ești acasă nopțile, în timp exact. Ce copiii tăi sunt și te așteaptă. De ce, dar, ai doar două piese solo și nu mai multe? Și de ce ți-e teamă să faci și acel pas către scena mare? Și să fie bine, să fie și petrecerile, dar să fie și scena mare. E aici un moment, probabil ține mai mult de ceea ce se petrece în căpșorul meu, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că probabil încă nu m-am simțit eu, poate nu că nu sunt pregătită, dar exact să zic, uite, am văzut o pereche de pantofi, eu m-am îndrăgostit și eu îi vreau. Și eu, dacă știu că eu îi vreau, eu îi obțin într-un timp minim, dar dacă vreau și știu ce vreau, obțin. În cazul cu mine și cu muzica și cu ce fel de muzică aș vrea eu să fac, ce mă reprezintă pe mine, pentru că eu de cântat, da, din câte zice lumea, cânt tot felul de muzică, și populară, și jazz, și blues, și rock, și pop-rock, orice. Dar să găsesc muzica care să mă reprezinte pe mine, un mesaj care să mă reprezinte pe mine, e mai complicat. Multă lume mă întreba, cum că tu cânti la evenimente și de când nici nu erai căsătorită și tu... E un paradox. Făceam bani pentru o studentă ca mine la 16 ani, cântând la tot felul de evenimente și ținând cont de faptul că tata financiar mă susținea, că sunt studentă și toate cheltuielile ce țin de cazare, mâncare și așa mai departe, tata m-a ajutat. Eu puteam cu banii care îi fac să merg la un compozitor, să merg la un textier, să cumpăr o piesă. Asta zic. Și să mă ocup de promovarea ei. Dar de ce eu lucrurile astea nu le-am făcut? Probabil că nu am simțit, nu știu, nevoie sau... Eu nu, niciodată nu am avut tendința aceea că când o să creez mare, eu vreau să fiu vedetă și să mă cunoască toată lumea. Și cum spunea Irina Rimes în conservator, țin minte, văzusem un interviu cu ea și zice, eu vreau că pe mine să mă știe tot câinile și toată mâța de sub gardul, știi că asta e Irina Rimes, na, acum, da? Noi o cunoaștem un pic altfel.
Măi, fata asta știe, uite, eu asta vreau. Asta vroia, asta a ajuns. Na. Deci tu nu ai dar astfel mine, de vise? Exact. Eu așa vis că să ajung populară, ca pe mine să mă cunoască toată lumea și să nu știu ce. Eu așa vis, trebuie să recunosc că n-am avut. Eu tot timpul cânt de la 6-7 ani, am ieșit prima dată pe scenă, am avut noroc să mă nasc în satul Chișcăreni, acolo unde cultura chiar se promovează și am avut norocul să dau peste Sergiu Mereuță, pe care îl menționez peste tot. El era profesorul meu, conducătorul de cerc, de cercul de muzică se numea. Acolo cântam, acolo dansam, ne scutea pe la tot felul. Aveam câteva concerte pe an în sat. Și concerte la Sângerii, la Bălți, la Chișinău, la Steaua Chișinăului, peste tot. Deci eram, eu cu scena eram cunoscută de mică. Și eu nu aveam tendința asta de a avea cântecele mele și de a promova cumva numele meu. Important pentru mine era ca eu să ies în public, să cânt. Nu contează ce, adică contează pentru că trebuie să-mi placă, dar oricum eu cânt cu aceeași plăcere și o melodie populară și cu aceeași plăcere pot să cânt și o baladă sau altceva. Pentru mine e mai important momentul ăsta de... Înțeleg ce zici. Deci tu preferi să-ți faci meseria foarte bine, să-ți placă exact. Ție. Deja consecințele depinde. O să te cunoască toată lumea sau nu, nu e primordial. Da, nu asta e prioritar. Deși acum, ajunsă la 30 de ani, trebuie să zic că ziua mea de naștere a trecut foarte... nu știu cum să zic. Frumos. Au rămas copiii la țară. Și eu am preferat să îmi petrec ziua mea de naștere singură. Fără... Deci m-au sunat colegii din band, bineînțeles, am avut multe mesaje și apeluri și careva, cadouri cu livrare acasă, dar nu am vrut nicio petrecere. Deși până să ajung înainte de ziua mea, eram sigură că o să fac un chef și o veselie și o să întuneze până dimineață. Ca să ajung pe 27 de ziua mea, eram acasă la țară în ajun, am lăsat copiii la țară și am venit aici la Chișinău ca să-mi petrec ziua mea de naștere singură cu mine, în liniște, și să fac așa o retrospectivă ca să-mi dau seama ce am făcut până acum și să înțeleg și să mă aud ce vreau eu să fac de acum încolo. Mi-a făcut ți-ai făcut o listă? O listă și un... Ce trebuie să faci? Exact, cum se numește asta? Un poster pe care pui tot felul de... Wishboard, zice americanul. Exact. Da. Deci îl ai acasă? Da, mi l-am făcut. Îndrăznesc să-mi întreb. Ai multe poze acolo lipite? Da. Vrei să spui ce anume ori? Am dorințe firești pe care le are toată lumea. Acum sunt în proces de a-mi... Adică de a-mi procura o casă, pentru că asta eu vreau în primul rând. Deci ca să am o căsuța mea. Și apoi dorințe din astea... Vreau altă mașină, vreau... Dorințe normale. Dorințe firești. Normale, exact. Da. Deci nu e un Grammy, vreau să fiu omul anului, vreau să... Vreau una din prioritățile mele, una din priorități, este totuși să-mi acord mai mult timp mie și să răscolesc acolo în sufletelul meu, pentru că sunt sigură și știu că acolo zace tare mult informație și potențial care trebuie să iasă la iveală și care ar putea cumva spune lumii multe lucruri frumoase în care să se regăsească și alți oameni. Dar e nevoie de disciplină. Nu e suficient să ai acolo un wishboard, cum ai zis tu, da? E nevoie și de disciplină și de plan și de pași concreți. Și bănuiesc că și să fii odihnit, pentru că dacă ești într-un ritm atât de alert și exact. Tot timpul obosită, e greu să găsești inspirația aia de care ai nevoie. Exact, da.
ești într-un band, Elvis Band. Da. Din 2018 și voi sunteți actualmente unul dintre cele mai solicitate banduri de la noi. Deci oamenii care își fac o petrecere vă vor. Cum? Cum e să cânti pentru moldoveni? Hai să o spui așa pe șleau. Ușor? Am noroc. Greu? Nu știu. Eu sunt o norocoasă. Și pentru faptul că cânt în Elvis Band, pentru că băieții toți, de obicei toată lumea când, da, tu ești o fată, dar acolo sunt încă 9 băieți. Și îți mai zic un moment că atunci când cântam în conservator, tot cântam cu băieți, dar mergeam, ei cântau populară și eu mergeam cu negativele, cântam muzică ușoară. Azi puteam să cânt cu 5 băieți pe care prima dată i-am văzut, mâine puteam să cânt cu alți 6 băieți care tot prima dată i-am văzut și trebuia oricum să ai poziția ta și să te ții bine, da. Să fii severă. Exact. De acolo și-mi venea foarte multă lume și a făcut impresia încă din primii ani din conservator că Tatiana asta, Turturianu, așa e de mândră și așa, bun că și cântă bine, dar chiar așa de mândră. Asta nu e mândrie, e doar, dacă pot eu să zic așa, o mască. Eu prefer să las o, să zicem, o impresie. O impresie, da. Că doar te duci, îți faci treaba exact, și atât. Exact. Nu intru tare în contact, da? Doar cu cei care, cu care mă simt eu pe aceeași undă, cu care simt energetic, îi simt că sunt ok cu mine. Am învățat în timp să-mi păstrez foarte bine energia ca să nu o dau în stânga și în dreapta. Deci și îți spuneam de band, da? Când venit de acolo, din lumea ce e intrat în band și înconjurată de 9 băieți, spre marea mea uimire și spre norocul meu și fericirea mea, aici chiar băieții au o atitudine foarte frumoasă și respectuoasă față de mine. Și tot timpul mi se iartă tot felul de gaze mici care pot să le fac. Deci nu e chiar atât de greu să lucrezi cu băieții, nu, doar. Absolut, absolut. Mai ușor decât doar cu fete. Da, și în band mai există respect reciproc. Ne înțelegem și orice problemă care apare sau conflicte nu avem de obicei, dar dacă apare vreo problemă, ea se discută atunci, pe loc și deschis. Deci nu se umblă, de obicei când în colective, știi cum, se mai spune la unul, la altul, un fel de telefon stricat și probabil de asta și se menține colectivul și probabil de asta și datorită faptului că există la noi în colectiv înțelegere și respect, ajungem să fim și solicitați, pentru că e foarte important ca tu când vii la lucru să te simți bine. În 2016 tu ai devenit cumva mai vizibilă datorită la concursul Eurovision, acolo da. Ai participat și ai participat ca solistă a trupei Big Flash Sound. Exact. Uite, aici am să te întreb simplu, de ce ai plecat de acolo? Când am plecat, eram însărcinată cu Damir. Oarecum, prima mea sarcină cu Eva nu prea, pot să zic că a plăcut, pentru că cumva am pus în situație colectiv, da? Pentru că ei au fost nevoie să caute altă solistă în locul meu, alte repetiții. Adică și de ce, de Doamne, ai rămas însărcinată într-un fel? Da, bun, că nu mi s-a spus direct, dar eu înțelegeam că din ceea ce se întâmplă, eu înțelegeam că oarecum eu am ajuns să mă simt la un moment dat vinovată și să-mi asum prea multă responsabilitate, când de fapt trebuia
un pic altfel latitudine de avut. Eu tot timpul mă atârn cu respect față de oamenii de la care am învățat și la care am acumulat experiență. Și chiar dacă eu cântaserăm până la Big Flash Sound, mai avuseserăm experiență de band live pe scenă, cu Big Flash am intrat pe scena de aici din Chișinău. Și acolo, într-adevăr, erau profesioniști și de acolo i-am învățat tare multe, tare multe. Și uite, din respectul ăsta că cu ei am pornit și că datorită lor am ajuns să fiu și pe scena de la Eurovision și să învăț foarte multe lucruri. Asta oare cum pe mine m-a ținut așa încă mult timp am stat acolo. Până când deja am rămas însărcinat cu Damir, deja oboseam, deja apăreau tot felul de nemulțumiri și la un moment dat am zis că până aici. A fost alegerea ta. Exact. Eu pot să dau o șansă, două, trei, zece, nu oamenilor, dar situațiilor în sine. Pentru că în cazul în care mie nu mi-este clar din prima ce se întâmplă, eu mai las. Mai aștept, urmăresc, văd cât sunt eu în stare să rab sau să încerc să înțeleg ce trebuie să învăț eu din asta. Că nu degeaba ni se dau, eu lecțiile numesc, da? Sau oameni, când întâlnim în viața noastră, om după om și cam toți la fel. Dar sunt la fel de atât dacă ar trebui să... Nu știu, eu cel puțin cred că așa cumva de sus divinitățile ne arată, ne aruncă așa câte un omuleț de ăsta ca să ne dăm seama că ceva trebuie de făcut sau ceva nu merge bine sau... Ca să faci o schimbare. Exact. Și uite că vorbim atât de mult despre petreceri, că acolo activezi. Da. Cum e pe plan financiar? Se câștigă bine? Depinde ce înseamnă bine. Mult. Depinde ce înseamnă bine. Adică da, de ce mă gândesc? Îți permit să-ți iei pantofii aia frumos? Da, îmi permit. Dar... ținând cont de faptul că deja nu sunt sigură, dar sunt responsabilă și de doi copii și că cheltuielile deja sunt altele și că prioritățile sunt altele, pentru că la 20 de ani eu, cu o părere de rău, nu visam la ce exam casa mea, că zburau gândurile în altă parte. Și aia cam la toți. Exact. Se câștiga mult mai bine, hai să zic, până la pandemie. Anul acesta, ținând cont de faptul că a fost pandemie și că foarte multe evenimente s-au anulat și că foarte multă lume talentată și banduri bune erau libere. Deci alegerea era una foarte vastă pentru miri. Și în cazul ăsta trebuie să recunosc că și prețurile au jucat tare, tare bine. Anul ăsta cel puțin au scăzut. Deci anul ăsta, după pandemie, prețurile pentru interpreți au scăzut. Da, cel puțin, pentru, nu știu, în cazul, e de bine. Nostru, da, în cazul nostru s-au făcut reduceri foarte mari. Dar când la noi discutam, cel puțin, băieții ne spuneau, uite, avem posibilitatea să mergem acolo și avem posibilitatea să mergem cu atâția bani. Ce facem? Mergem sau stăm acasă? Și bineînțeles că toți erau de acord să meargă, pentru că acasă avem încă toate șansele să stăm. Pandemia totuși a fost o lovitură. Exact. Pentru buzunar. Pentru, da, cu siguranță. Dar am stat mai mult acasă, cu copii, am petrecut mai mult timp, am dormit. Partea aia la alta medalie. Exact, eu pe aia mă concentrez mai mult. Noi mai avem întrebări, nu te alung, mai rămânem, dar lăsăm publicitatea să vină.
Tatiana, tu știi cum e moldoveanul, da? E om petrecăreț, îi place să danseze, îi place să se veselească și îi place să dea întrebări. Să pună tot felul de întrebări, da, 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 da. Și uite că avem și noi rubrica Întrebări de la public. Îi lăsăm să întrebe, te rog mult. Nicolae este asistentul nostru care vine cu toate întrebările. Tu selectezi și o să răspunzi. Așa că... Acum poți să începi. Da, hai să vedem. Da, ce curiozități are omul nostru. Mm-hmm. Cânti de la 16 ani la petreceri private, cum se face că la Vocea României nu ai trecut de audiții? Iată, da. Tu ai fost la Vocea României. Am fost, da, a fost o experiență frumoasă. Am fost, și, am fost de două ori. Prima dată eram însărcinată. Da, prima dată eram însărcinată și nu s-a întors nimeni la scaune. Și a doua oară nu mai eram însărcinată, dar tot nu s-a întors nimeni. Vai, și uite, tu, fată cu școală, cu diplomă, cu jazz, dar blues, muzică asta populară. Și ce ai simțit în momentul ăla? Te-ai întrebat dacă e vina ta? Nu, dar n-avea de unde să... Nu, niciodată nu mă învinovățesc. Presupun că nu am fost la momentul potrivit, în locul potrivit. E mai mult vorba de gustul de noroc, dacă vrei să de spun. Noroc, de șansă. Nu, de șanse, de noroc. Pentru că nouă ni s-a spus acolo la audiții faptul că voi ați ajuns aici. Deja înseamnă foarte mult, deja înseamnă că voi sunteți speciali, că voi aveți acel ceva în voi. Mai departe trebuie să înțelegeți că e vorba de un show de televiziune care are nevoie, uite, de așa gen de voci, de așa gen de personalități și așa mai departe. Și că eu, pentru mine asta nu a fost... Nu te-a deprimat? Absolut, nici un pic. Iarăși trebuie să recunosc că nici acolo, chiar când eram pe scena României, trebuie să recunosc că nu pot să zic că aveam dorința aceea arzătoare de a participa în acest proiect. Vezi? Asta e secretul. Asta e. Trebuie să vrei tare. Foarte tare, exact. Am înțeles că pot să obțin tot ce-mi doresc eu și că dorințele mele se împlinesc, se îndeplinesc atunci când eu asta îmi doresc foarte mult de suflet. Dar atunci când stau, mă duc, merg să încerc. Acum, să fiu sincer, cu mintea de acum, nu aș mai merge gravidă acolo, pentru că a fost foarte greu. Și acum stau și privesc prestația mea și mă uit la mine ca la cât de frumoasă eram, deși eu însărcinată când eram prima dată, mi se părea că, Doamne, fere, ce frumusețe rară. Femeile când sunt însărcinate sunt parte în două ori, cele care oricare se simt frumoase, sunt foarte frumoase, se simt urite. Și cele care, da, și eram din prima categorie. Foarte bine. Simțeam... Regină. Exact. E așa și erai. Eram, așa simțeam eu pe interior și mai puțin mă interesa ce cred oamenii din jur și slavă Domnului, încă lucrează chestia asta la mine. Tatiana, mai vrei întrebări? Da. Vezi, oamenii te urmăresc. Mai vrei copii? Mai vreau. Ai doi. Am doi o copii. O fetiță și un băiețel. Exact. Eva și Damir. Exact. Așa. Și mai vrei? Mai vreau. Mai vreau copii. Sunt din... am zis că avem trei surori. Mie îmi plac familiile mari, numeroase, cu tradiții. De aceea vreau copii. Copii, dar să fie neapărat copii născuți din dragoste, nu pentru număr sau ca să fie acolo să nu fiu singură la bătrânețe, doar din dragoste. Accept răspunsul. Mai revenim la el. Vedetele cu nume mare discriminează muzicienii care cântă la petreceri. Tu te-ai simțit discriminată? Niciodată.
Dacă vine un invitat special și ți-a microfonul și cântă 45 de minute și pleacă. Nu ți-a spus niciodată nimic. Nu. Eu am avut norocul și eu și colegii mei cu Elvis. Noi de obicei suntem invitați la toate evenimentele private ale, hai să zic, vedetelor sau interpreților de la noi din țară. Și oarecum ne știm, ne cunoaștem. Și de foarte multe ori când vin interpreți cunoscuți la noi în țară, vin cu program la nunț, ei sunt cei care se salută primii, ei sunt cei care pot să-ți facă un compliment, gen că arăți bine sau că ai o voce extraordinară. De aceea eu nu am simțit niciodată. Până la urmă toată lumea cântă. Și prefer să cred că fac asta din suflet și că asta le place să facă și nu că o fac doar pentru bani. Eu cel puțin am întâlnit în calea mea doar asemenea cazuri și situații. Nimeni niciodată nu m-a discriminat direct să mi se spună în față. Dar invers, se întâmplă muzicienii care cântă la petreceri să discrimineze invitații speciali? Tu nu faci parte din această categorie. Eu nu. Absolut. Eu sunt în lumea mea. Eu prefer să respect și admir oamenii care îmi răspund cu același respect înapoi. Eu nu știu, nu judec. Nu, fiecare face ceea ce îi place lui și cum îi place. Și cântă ceea ce îi place lui și cum îi place. Și dacă vrei să cânți un pahar de gin și o plășințică și ți-ți place asta, cântă. Dar ai zis mai devreme că trebuie să ștergem praful de pe cultura. Asta este părerea mea, da. Asta este părerea mea, că interpreții sunt cei care educă publicul. Și spre regretul meu, avem din ce în ce mai puțin. Dar de ce avem, asta e o temă foarte amplă aici, pot să discut tare mult pe tema asta. Dacă ar avea interpreții surse financiare din care să trăiască, da, eu sunt gata să investesc în muzică, cu orice muzică, chiar și cei care să faci artă, tot ai nevoie de bani, nu poți să faci din... Și de foarte mulți bani. Și de foarte mulți bani, exact. Și eu aș fi gata să investesc dacă aș ști. Sau nu că aș fi sigur, că siguranță nu poate să-ți dea nimeni 100%, dar cel puțin, nu știu, măcar în jumătate, că tu ai șansele să-ți întorci banii aceia cântând, nu tot acolo la nunț de la 10 ore, da? Sau stai așa și te gândești, dar cui trebuie și oare mai trebuie sau totuși... Rămâi acolo unde ești și ești asigurat că totuși ai face niște bani ca să poți să-ți întreții familia și să ai cu ce trăiești, cu ce trăi. Ia, hai. Să mai vedem. Cum faci să mergi la cântări când ești bolnavă sau când copiii sunt bolnavi? Spre norocul meu, eu nu știu ce e asta boală. Niciodată n-ai avut febră la plământă? Nu. Eu spuneam, sunt fată venită de la țară și tatăl meu este apicultor. De aceea noi cu imunitatea stăm tare bine. Pentru mine este eu am un obicei ca în fiecare dimineață să beau apă cu miere și cu lămâie, să mănânc păstură, pâinea albinei se numește păstură, e un mix dintre miere, polen, ceară, tare, tare bună chestie. De ce secrete ne dai tu acum? Deci ca să fim mereu sănătoși, trebuie să mâncăm la grăb miere și exact. Păstură. Cel puțin păstură, da. E, are o sumedenie de vitamine. Și eu am fost în spital în toată viața mea, în toți acești 30 de ani, de două ori când am născut. Prima și a doua oară. Și atât. Și atât. Nu am avut și doar niște analize acolo elementare care se dădeau când eram însărcinat, dar niciodată nu am avut probleme cu sănătatea. Dar am avut situații când cu Eva, când cântam la eveniment, pentru că am născut-o mai târziu decât se preconiza și noi aveam evenimente în România cu Big Flash Sound luate.
Pe 16. Sau nu, mai devreme. A 5-a zi. Deci eu am născut pe data de 9 septembrie și peste 5 zile eram la nuntă la Piatra Neamță. Și Eva era acasă cu mama mea. Deci tu... deci stai un pic. Peste 5 zile după ce ai născut, exact, tu erai la o nuntă, trebuia să cânti. Exact. Doamne. Da. Și o femeie care a născut de două ori înțelege că asta e destul de greu. Este greu. Eu am avut, iarăși zic, am avut noroc de o naștere foarte plăcută și ușoară și am doar amintiri frumoase. Și prima și a doua oară. Și nunta cum a fost? Nunta a fost veselă. Pentru că, să-ți zic, cântam, distram publicul, apoi mergeam în culise, storceam laptele, laptele, da, și plângeam că ce fel de mamă sunt eu și cum stă copilul cel abia venit pe lume. Și mă mustra conștiința și apoi realizam că trebuie. Așa era situația și așa erau circumstanțele, nu aveam altă opțiune. Trebuia să lucrez și... Mama îi susținea și mama zicea, las, puile, și eu v-am lăsat de mici, mai stăteați și la bunica o zi, două, și la cealaltă bunică mai stăteați. Și ce, mă iubești acum mai puțin? Și zic, nu, te iubesc tot atâta. Adică te iubesc tare mult. Și mama zice, așa o să te iubească și copiii tăi. Adică sunt... Cuvinte care trebuie să înțelegi te-au ajutat. Exact. Poți să fii tu mamă 24 din 24 lângă copiii tăi și oricum să nu simtă ei, să nu existe legătura aceea foarte, foarte, foarte strânsă între mamă, copil. Și poți să lipsești și să existe totuși. Iată, cel puțin, nu știu, așa a fost în situația mea. Copiii de mici au crescut. Nu am fost prezentă tot timpul cu ei. Și din cauza evenimentelor și deci ei petreceau foarte mult când la părinții mei la țară timp, când la părinții soțului meu la bunei în cealaltă parte, când cu tata, când cu mama. Deci ei sunt învățați de mici să fie că toată lumea pe ei îi iubește în egală măsură și mama și tata și bunicii și absolut toți, mătușile și așa mai departe, și ei sunt în siguranță peste tot, dar unde nu ar merge și cu cine nu ar fi, trebuie să aibă grijă unul de altul. Hai, mai ia o întrebare, iar după revenim la ale mele, că am acolo eu câteva. Cum a fost să cânti la nunta feciorului Igor Rusu? A fost tare bine, deși am cântat tare puțin. A fost o nuntă frumoasă. Pe Igor Rusu Junior, eu îl cunoșteam din colegiu, de la Bălți, pentru că eu eram anul 4 când el venise în anul 1 la colegiu la Bălți. Un băiat tare de treabă, un băiat tare, tare, tare bravo. Și cu domnul Igor Rusu tot am o relație foarte, foarte bună. Deci tot timpul din partea dumnealui am avut așa... Un respect care se simte, care nu pot să... Am întâlnit oameni care încearcă să pară sincer, dar eu înțeleg că ei nu-s, dar răspund se și prefac. Eu, da, cu acești. Și am întâlnit oameni care, într-adevăr, se vede din tot sufletul că tot ceea ce zic, o zic din tot sufletul. Și asta este și domnul Igor Rusu. Totdeauna el mă susține, apreciază și așa mai departe. A fost o nuntă frumoasă. Frumoasă, da. Se zice că a fost nunta anului și că toate vedetele erau acolo. Și toate au cântat. Și toate au cântat. Uite, dar cum e să cânti la o nuntă în care toate vedetele stradei sunt acolo? Cu mici emoții? Te gândești la asta? Sau gata, nu mai e treabă? Niciodată. Ești călită. Eu sunt călită, dar nu e vorba de emoții, gen că ar putea... Mie niciodată, dar absolut niciodată, chiar și în concursuri când eram și puteam să nu obțin niciun loc, puteam să obțin premiu mare, niciodată nu m-am comparat cu nimeni. Am învățat în conservator, țin minte, chiar din primul an, aveam, chiar de la primul examen, s-a apropiat de mine o colegă de-a mea și zice, dar tu... Ce diapazona ai? Ce... Care e nota cea mai înaltă? Sau, adică am auzit așa că când ea venise dintr-un colegiu mult mai profesionist decât mine și era considerată o voce foarte bună.
Și ea voia să știe care e nota care eu țin, o ajung sau nu mai știu ce. Și ei am zis că eu nu cunosc și pe mine chiar nu mă interesează. Eu veniserăm acolo să fac ceea ce mie îmi place. Eu făcuserăm economie jumătate de an, studii economice, și am înțeles că mie asta nu-mi place și am salutat tata. Eu mă duc să fac ce-mi place. Mie îmi place să cânt, eu mă duc să cânt. Mie acolo o să fie și ușor și plăcut. Și... Nu s-a mai pus întrebarea în casă? Nu. Și deci niciodată nu m-am comparat cu nimeni. Și în conservator se simțea tare bine chestia asta. Nu știu, mie tot timpul mi-a fost, nu pot zic că indiferent. Dar eu am ieșit, mie îmi place să cânt. Eu ies, eu primesc plăcere, mă încarc cu energie de la public și fac ceea ce mie îmi place și eu ies de acolo mulțumită. Și că o cânta cineva mai bine sau că o cânta cineva mai rău, pentru mine asta nu contează. Tu poți să cânti, să aibă cânti cu 5 note, dar să le cânti așa că lumea să rămână mult mai impresionată de tine decât cineva care are și cu o tehnică wow și ar cânta, nu știu, în 2-3 octave. Și lumea o să rămână mai impresionată și mai mulțumită și mai satisfăcută de la omul care a cântat doar 5 note. Și gândire sănătoasă. Tot timpul am fost de părerea că dacă alegi să cânti și dacă ție asta îți place, cânt cum tu simți, cum vrei tu, cum te simți tu pe moment. Nu trebuie să te intereseze absolut deloc ce crede unul sau altul sau al treilea sau chestia asta cu și o să fie o notă mai înaltă și eu când o să ajung să cânt notă cea înaltă trebuie să ridic mâna, un picior, nu știu mai ce trebuie să ridic că acuși o să fie nota aceea. Și eu am încercat și trebuie să recunosc că eu mai tare mă... Nu primești plăcere. Nu, absolut. Dar tu stai tot când cu stai concentrată pe faptul că acuși urmează nota aceea. Nu, lasă să fie nota aceea, o ajungi bine, nu. Când te gândești la ea și te gândești ca echip să nu ajungi, cu siguranță nu ajungi. Dar când ești relaxat și cânti din plăcere, altfel merge. Pentru mine e o plăcere acum discuția cu tine. Mai avem un pic, dar după pauză. Tatiana, am ajuns la un alt aspect al vieții tale, viața personală. Și atunci când discutam despre emisiune în general, tu ai zis că la acest aspect poți să spui doar că ești divorțată de 2 ani și atât. De ce preferi să nu vorbești despre tatăl copiilor tăi? Nu am zis că nu vorbesc despre tatăl copiilor mei. Tatăl copiilor mei este un om foarte bravo, un om minunat și un tată extraordinar. Foarte, foarte iubitor și foarte grijuliu și... Dar el se vede rar cu copiii? Nu. Pentru că e plecat din țară? Da, mă rog, acolo așa este, ține de activitatea lui și se vede nevoit să plece, să nu fie tot timpul în țară, dar când este în țară, este foarte, foarte implicat. Deci, eu când am câte 4-5 nunți la rând, copiii sunt cu Sergiu. E un ajutor de nădejde. Da, și eu sunt tot timpul liniștită. Foarte multă lume mă întreabă, ei, dar cum? Nu-ți faci griji? El este sportiv de performanță. Da, exact. Nu-ți faci griji să-l lași cu el sau niciodată, pentru că el este tatăl copiilor mei și eu știu că el le vrea binele și eu știu că copiii mei alături de el sunt în siguranță, chiar dacă sunt bolnave, să zicem, sau eu știu că el le vrea binele și eu din punctul ăsta de vedere sunt foarte așa, liniștită și am pentru Sergiu am doar respect și sentimente calde, da? Sunteți într-o relație ok? Da. Discutăm și deci, tot ceea ce ține de copii, tot ceea ce ne leagă, mama și tata a copiilor, am rămas. Este adevărat că voi v-ați căsătorit, apoi v-ați separat, apoi iar v-ați împăcat și ați devenit părinți. Exact. E adevărat. Da, ne-am căsătorit de 2 ori și am divorțat de 2 ori.
Până la urmă, motivul divorțului a fost la fel ca și prima dată, la primul divorț? Dar care a fost la primul? Nu știu, de între de tine. Deci voi ați divorțat de două ori, din cauza aceluiași motiv. Da, exact. Și am avut și cu Sergiu o înțelegere, ca să nu intrăm prea mult în detalii atunci când vorbim despre divorț, pentru că totuși e o temă așa personală și oamenii înțeleg diferit. Cei care mă cunosc pe mine o să fie, să zicem, nu că de partea mea, dar o să caute cusururi în Sergiu. De asta eu prefer să nu dau explicații sau să mă justific oarecum. Pentru că noi suntem și eu și Sergiu. Noi când am luat decizia asta, noi suntem oameni maturi care ne-am asumat decizia și consecințele și așa mai departe. Și e o temă care... Știi cum, oamenii noștri sunt așa obișnuiți, că dacă este un divorț într-o familie, atunci femeia vine și zice el e rău, el n-a făcut, el... Și dincolo e la fel, ea e rea, ea n-a făcut. Exact, rămâne de tot timpul are două părți. Și ascult în tot timpul atunci când cineva divorțează, de cele mai multe ori, femeia vorbește de rău bărbatul, bărbatul vorbește de rău femeia și... Dar să stai să asculți și pe unul și pe altul, îți faci oarecare concluzii. Știi, am văzut o postare la tine, pe 31 mai ai scris-o, dau citire. Iubesc, soare, tu știi. Nimic nu se întâmplă întâmplător și unde există dragostea aceea adevărată, loc de rău și de urât nu rămâne. Aici 31 așa, mai e... Da, parcă pare îndrăgostită. A, 31 mai de anul ăsta? Da. Fuseserăm la un retreat, dacă pot să-i zic așa, cu vreo 10 femei. Vai, deci ai fost la un spa și te-ai relaxat. Nu era spa. A durat vreo 2-3 zile și am făcut tot felul de niște jocuri psihologice, dacă pot să le zic așa, niște... M-am regăsit în foarte multe situații. De ce zic iubesc soare, tu știi? Pentru că eu tot timpul am o legătură foarte strânsă și direct cu soarele. Nu vorbeai despre o persoană anumită? Nu. Soare este Damir, băiatul meu soare. Despre care ai spus că e unicul bărbat pentru care îi face și imposibilul. Exact, da. Deci, doar pentru el. Alt imposibilul? Bărbat nu există în viața ta acum. Exista. Eu cred în dragoste. Eu cred în dragoste și dacă tot ai fost așa atentă pe rețelele mele de socializare acolo, eu am fost, să-ți povestesc repede, am fost la o nuntă vreo 5 zile în urmă. Eu cânt la evenimente, la nunți de la 16 ani. Dar să văd așa chimie între doi oameni, eu toată nuntea am stat cu gura căscată și i-am urmărit. Ce făceau în mod special? Eu nu știu ce făceau, că parcă nu făceau nimic deosebit, dar între ei se vedea dragoste de asta de 2 metri pătrați, știi? El se uita la ea, o privea ca pe o, nu știu, o regină. Și prima ce mi-a venit mie în gând, zic că ei poate... Abia s-o cunoscut, știi, cum acolo dragoste se de un an, doi, trei maximum. Și zic, poate de asta. Și intru în vorbă cu mireasa și ea îmi spune că ei sunt de 9 ani împreună. Și eu zic, mie nu-mi vine să cred. Eu cred că într-o relație foarte mult contează cum... menține femeia focul, dar femeia menține focul ăsta aprins dacă are pentru cine și dacă simte că are pentru cine și iarăși aici e foarte important ca bărbatul, femeia, cel puțin eu sunt gata să dau tot, să ofer toată dragostea și grija și tot ce pot eu și am în mine mai bun, eu pot să dau acolo unde eu mă simt în siguranță, acolo unde eu
simt stabilitate, acolo unde eu mă simt respectată, iubită, apreciată, admirată și așa mai departe. Eu pot să vin, eu nu duc lipsă de complimente, pentru că în domeniul în care eu mă aflu tot timpul, nu există nuntă unde eu să nu primesc careva compliment sau să zic, Doamne, vă admirăm, sau, dar pentru mine tot timpul este foarte important ca cei de acasă, ai mei, care mă știu, acea adevărată, să mă susțină și să-mi facă complimentele astea. Tu nu ești dezamăgită în totalitate de bărbați. Nu. Te mai vezi mamă și mai vrei să te căsătorești. Dar trebuie să existe acea chimie și acel bărbat. Exact. Nu m-aș arunca la căsătorit. Căsătoria... Mai ales că tu vezi atâtea cupluri, atâtea petreceri, atâtea rochii albe. Și toate sunt atât de diferite și sunt deja trebuie să recunosc că privesc mirele și mireasa și așa citesc, știi? Zău, uite, ți s-a întâmplat, da? Să vezi, să vezi. Aici, da. Aha, este cale lungă, aici e cale scurtă. Aici, da. Da? Cum a zis un moșuleț de vreo 70 de ani la un nunt, a zis, ei, dragoste și de Doamne înțelegere la tine, dar nu cred. Da, apropo, au fost, nu zi, din astea ciudate, cântări ciudate, care... Așa, nici nu ai fi vrut să fii acolo. Se întâmplă uneori să dăm peste public care deloc nu trebuie să fie publicul nostru. Pentru că noi cântăm ce cântăm, iar acolo, acolo e nevoie de cu totul alt repertor. De obicei este destul de complicat să cânți la asemenea evenimente, dar slavă Domnului, noi pe an raritate, putem, da? Să nimerim la unul, la două, maximum trei evenimente de genul. Dar asta oricum e, există lume chiar și din acel, chiar din un public foarte restrâns, dar există lume la orice eveniment care totuși apreciază muzica live și apreciază munca și ceea ce se face pe viu acolo. Tatiana, pe final de interviu vreau să te întreb, zic pe final pentru că suntem în televiziune și aici știi cum e cu timpul, dar eu aș mai sta cu tine de vorbă mult timp. Dragă. Așa, deci vreau să te întreb, ce o face pe Tatiana Turtureanu fericită? Cu adevărat fericită? Eu tare-s fericită când copiii mei sunt sănătoși. Eu tare-s fericită. Eu atunci pot să răstorn munți. Eu să-i văd pe undeva pe acolo, alergând, jucându-se, zâmbind. Eu de foarte multe ori o prind prin casă pe Eva, așa, jucându-se sau zic, mami, cum tu ești? Mama, eu sunt fericită. Bine, mă bucur. Sau Damir vine și zice că, mami, eu sunt supărat și îmi trebuie jumătate de zi ca să-l descoș, să înțeleg de ce el este supărat și ce am făcut și cu ce am greșit și ce nu i-am zis. Fericirea mea este... depinde, trebuie să recunosc, depinde foarte mult de fericirea și sănătatea și liniștea și armonia copiilor mei. Și mai depinde în foarte mare măsură de liniștea sufletească a mea, de mine, doar de mine. Deci eu pot să mă trezesc dimineața, să-mi beau cafeaua, să-mi pornesc o muzică relaxantă, să privesc pe fereastră soarele, casele, orașul și să zic, Doamne, ce eu sunt de fericită și de norocoasă și mulțumesc pentru tot și eu sunt fericită și n-am nevoie de tare multe. Și uneori, na, se întâmplă că caz în toată rutina asta și oboseala asta și... Dar mă strădui să ies de acolo cât mai guța. Da, se vede că ești puternică. Și ești o femeie care poate să învețe pe alții, dar nu o faci intenționat. Deci discuția cu tine e deja o lecție bună de viață. Pentru că sunt multe femei care sunt cu doi copii fericiți și sănătoși acasă, dar ele nu observă că asta e o fericire. Da, eu am întâlnit așa femei și am întâlnit, chiar am și unele cunoscute care
cu care noi ne vedem foarte rar, dar ele când simt că, mi-au zis direct, cineva mi-a zis direct, uite, eu când simt că eu gata, nu mai am energie, eu neapărat trebuie să mă învăț să vorbesc cu tine. Și eu vorbesc cu tine și după asta, gata, eu pot să... Da, tu inspiri. Eu tot timpul mă strădui și este unul din principiile mele să nu mă bag cu sfaturile acolo unde mi se cer. Și cu părerile și cu... Nu și trebuie. Asta e un exact. Sfat bun pentru ceilalți. Pentru că ce este adevăr și bine și corect pentru mine, pentru altcineva poate fi invers. Și de ce? Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru prezență, pentru că ai acceptat atât de ușor și pentru că a fost o discuție lină, firească și... Și eu îți mulțumesc. Că eu, când mi-ai zis că o-ți dureze atâta, eu mă gândeam, Doamne, dar despre ce o să vorbim, că de obicei, ce planuri ai de viitor, unde te vezi peste 5 ani, dar trebuie să recunosc că mi-a plăcut. Și de tine, ca de obicei, și să mă aflu aici. A fost ușor. Noi putem să închidem camerele și să continuăm discuția. Hai. Te pup și pe curând și să-ți iasă tot de pe wishboard-ul tău. Așa să fie. Cât mai curând posibil. Numai bine. Mulțumesc.